M-am gâtit de soare. Reușesc să stau așa. Bună, bine ați venit pe canalul meu. Acum pot să mă îmbrac și o rochițe albe. Eu sunt Janina. Am slăbit 38 de kilograme. Sunt super fericită pentru că mi-am scos toate lor rochițele de când eram slăbuță și mi intră absolut toate. Și azi mă gătesc la rochițe roșie, roșie, alb. Ca treaba cu când am cumpărat ce era alune și am spus că e banane. În fine, știți că eu le am pastea cu prostile. Astăzi o să vă arăt cam ce am mâncat săptămâna asta. Bineînțeles, nu e tot ce am mâncat, pentru că nu am mereu timp să postez și să stau cu telefonul în mână să vă arăt ce mănânc. Dar eu sper să vă fiu de ajutor, să faceți din rețetele mele, pentru că o să vă ajute să fiți mai sănătoase. Ce vreau să vă mai spun, că vă iubesc, vreau să vă mulțumesc că mă susțineți mereu. Vă mulțumesc din partea mea și lui Mateo pentru urările de sănătate. Mateo e mai bine, are 2 dințișori scoși și i-a trebuit să mai facă încă unul, în fine. Și are un pic gurița așa obosită, dar încet, încet ne facem noi bine. Cine vrea să fie urmărit de mine, să-mi scrie o e-mail pe Dieta Janina. Găsiți totul în infobox. Și la fetele care sunt urmărite de mine, vreau să vă spun, fetelor, că săptămâna viitoare vă așteaptă o competiție între voi. Adică o să vă spun în secret despre ce este vorba. Chestia asta o fac ca fetele să se simte și mai motivate, să aibă mai multă voință, să fie slăbesc foarte bine, mănâncă sănătos. Și cam atât. Și hai să vedem ce am mâncat săptămâna asta. Nu uita să mă urmăriți pe Instagram, Janina Italian Style. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Răchiță albă, răchiță albă, ciao! Astăzi o să facem o omlet cu ardei și ceapă verde. Le-am pus în blender, am zis că se face mai repede, că nu este mică. Și să vedem ce este. Am aici niște vinete făcute pe plită și am zis că să le pun înăuntru la omleta mea. Am făcut toată, l-am amestecat aici cu ou și acum vreau să pun ulei de cocos, e biologic, dar cu pensulica decât îl ungem un pic așa. Uleiul de cocos e bun pentru că punctul ei de ardere este foarte mare, deci nu face rău sănătății noastre. Am pus, dăm focul micuț și o lăsăm să coacă, punem capac. Omleta mea e gata, uita și frumos arată. Și vă pup! Ieri mi-am făcut niște înghețată cu 100 de grame de fructe aici și 30 de grame de Philadelphia Light. L-am amestecat și l-am băgat în congelator. Iar aici este pepene galben, aici banană și niște semințe de chia. Asta este cina mea, cartofiori, somon afumat, iaurt grecesc 0% și ceapă. Aici în Italia spune erba cipolina, e ca ceapa, dar este mai subțirică, nu are nimic deosebit în ea. Punem un pic de sare și ia uitați ce mișto arată. Dimineața asta am pofte, mi s-a apropiat ciclul și am pofte mai mult, așa că o să pun iaurt din asta grecesc 0,1 alb. Mi-am făcut un pancake din ala proteic, de la MyProtein. O să vă las în infobox scontul de 25% dacă cumpărați de la ei și băgați codul Elena_RKO. Ok, și acum am dulceață fără zahăr. S-a amestecat, să arată și mai mișto.
apoi nuci. Asta este prânzul meu. Mazăre. Somon afumat de cât l-am încălzit un pic în ticaie între mazăre. Basilico și o tăștinele. Niam! Dieta Jalina, vă las să mâncați tot ce vrea mușchiuleții voștri. Am făcut papanaș. Dietetiș. Să vedeți ce bine a ieșit. Abia aștept să-l mănânc. În următorul video să vedeți rețete, uitați, cu smântână și cu dulcea. Mama. Am făcut papanaș. Dietetiș. Să vedeți ce bine a ieșit. Abia aștept să-l mănânc. În următorul video să vedeți rețete, uitați, cu smântână și cu dulcea. Mama. Mamă, nu mănânc de vreo 30 de ani, papa, așa. Am apă în gură. Mamă, ce mișto e. Ce mișto. Mamă, ce bun.